Bună seara și bine ați venit la România au Talent! Bună seara, bine v-am găsit! Cum vă numiți voi ca trupă? Suntem Asociația Love to Dance din Sfântul Gheorghe. Și acum o să vă întreb cum te cheamă și voi fiecare vă ziceți numele în același timp. Cum te cheamă? Acum mi-am dat seama, sunteți numai fete. Da, mă, pe asta am vrut să zic, nu înțelegeam de ce. Ați încercat, au fost și băieți și nu... I-au mâncat cu fulgi cu tot. I-au mai fost, dar am rămas noi acum și ne simțim bine așa. Nu sunt serioși sau care e treaba? De curiozitate întreb. Le-a fost frică de noi, suntem prea energice pentru ei. Păi, vă urez succes, scena aia voastră. Imediat o să vină cineva să ia microfonul și abia aștept să văd cum vă descurcați aici. Și noi abia așteptăm. Ce n-aveți băieți? Energia voastră n-are. Nu cred că e frunul care se gândească că... Ne bucurăm, mulțumim! Andy? Băi, foarte bine! Foarte bine ce am văzut. Am văzut niște momente de sincron în care aveam sentimentul că se mișcă scena, nu ele. Pentru că se mișcau foarte bine în același timp. Era perfect sincronul. A fost un moment foarte, foarte bun și mi-am și explicat imediat de ce sunteți doar voi pe scenă. Adică mulțumim. Cred că e multă disciplină la mijloc și s-a văzut. E foarte bine. Andra? Ce bucuroasă sunt că avem un grup atât de bine pregătit pe scenă și sunt foarte mândră de voi. Este extraordinar de bine pregătit momentul vostru. Bravo!
Ne bucurăm, felicitări nouă și felicitări antrenoarii. Mulțumim mult de toți. Foarte bine. Mie mi se pare ea că... Ea nu are nevoie de felicitările noastre. Ea sigură și asta le dă. Atitudinea. Bravo. Dragoș. Da, am observat că în fiecare an, în finală, ajunge un grup mai mare, mai numeros. Organizat. Și da, cred că aveți șanse să fiți acel grup. Lucru cu care nu mă pot eu obișnui. Și nu e numai la voi, e la toate formațiile care dansează tipul ăsta. E expresia aia de pe fețele voastre, deci nu mă pot obișnui cu ea. Deci care nu e expresie? Știu, e o chestie așa. Zici că vă pune cineva câte o ștampilă pe față din când în când. Ha, 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 ha. Eu, mie nu-mi place nu chestia mă, dar așa dar a fost gust. Dansul, așa a fost. Data viitoare când veniți, luați-vă cagule sau dansați cu spatele. Le mai schimbăm, vedem cum da, facem. Da, da, dar da. Atunci va exista o dată viitoare, sperăm. Faceți ce? Din partea mea, pot să spun? Din partea mea, da. Mulțumim! Andy? Da și de la mine. Andra? Mulțumim! Da și de la mine. 4 de da! Mulțumim mult de tot! Bravo! Douăzeci de fete și-au pus în cap să câștige sezonul Fenomen și au fixat un obiectiv înalt. Ce le diferențiază de concurență este sentimentul de apartenență la un grup de luptătoare. Au încredere în puterea emoției și o construiesc cu bună știință pentru noi, pentru juriu. Cu 4 de da, visul lor primește un surplus de kilowați, exact cum se așteptau. Stai așa că acum nu mai știu care a cu e. Nu era a ta aia.